Bă, doamnelor, trăiți-ar copiii tăi care îi șemi, bă, mâncă-te și vreodată. N-am mâncat atâta timp, suntem vai de capul nostru, e dimineață, să avem ochii mijiți de somn. Acum ți-ai găsit să ne alegem lider, mă, trăiți-ar familia ta. Păi, dacă am fi avut mâncare acum, am fi vorbit după micul dejun, răbică, dar asta e viața, asta e soarta. Ne iubește mult, domnul. Bă, Malone, poți să faci ceva? Ce vrei, mă? Mori. A, mori tu. Alegerea unui lider este cea mai mare urgență, credeți-mă. Da? Zi asta stomacului meu. Voi nu vedeți ce anarhie aici, cum ne certăm din orice? Păi așa era și la București, iertă-mă. Nu, deci trebuie văzut, votat și cine iese, aia e, conduce grupul. Înainte de asta... Trebuie să ne epilăm, lasă-mă să ghicesc. Nu! Dar ce? Gata, nu mai spun nimic. Gata, m-am săturat. Sunt sătulă de apropouri, de comentarii răutăcioase, de miștouri. E, uite, asta e foarte bine, că înseamnă că pe insul ăsta există cel puțin o persoană care e sătulă. Bă, serios acum, dacă chiar vrei să facem chestia asta, trebuie să ne gândim ce fel de formă de guvernământ o să avem și ce putere o să aibă liderul și așa mai departe. Ce de mai facem, bă, republică prezidențială? Așa facem 3 ani, a? Băi, mie asta cu liderul și cu alegerile mi se pare o tâmpenie. E, atunci nu vota dacă ți se pare. Adică tâmpenie. Cum să nu vot? Adică să nu voteze și după aia să înceapă că nu-mi convine, nu-mi convine. Bă, deci românismele astea nu ține cu mine, da? Pe mine mă doare în cot de alegerile voastre. Da, da. Știi care e diferența dintre noi doi, Ginuțo? Care? Că pe tine te doare în cot, pe mine mă doare fix în c***. Deci pe nimeni nu interesează alegerea liderului, da? Bă, știi care e problema? Că care? În secunda asta, în stomacul care e lipită și era spinării, sunt vai de capul și de zilele mele de foame și nu mai știu de capul meu și aș fi în stare în secunda asta, Danelo, să-l aleg și pe prăjitul ăsta de Malone lider. Bă, du-te drept. Iartă-mă, pe prostul ăsta de Malone. A, da? Păi ia uite-mă că nici pe mine nu mă mai interesează și o să-l votez și eu pe Malone. Ce raha de protest, aici stai vot negativă. Bă, pe mine mă doare atât de tare în de alegerile voastre, încât l-aș alege pe Malone și aici, și în Teleorman, și peste tot în țară. A, da? Da? Păi dacă e pe așa, hai să vedem. Eu o votez pe Malone. Să ridice mânuța sus cine îl votează pe Malone. Hai! Uite mânuța aici, ișă! Bravo, prostule, ai ajuns la putere. E ca în viață, mă, trăiți-ar familie. Dragii mei, iubiții mei, bravo! Voturile au mers exact așa cum au trebuit ele să meargă. Nu eu am câștigat. Voi ați câștigat. Ați câștigat un lider. În clipele astea de maximă fericire, îmi trece prin cap o voce care spune: Cameliu, da? Da, e adevărat. Ai câștigat. Dar acum e mai important ce faci după ce ai câștigat. Așa este. Da. Puteți avea toată încrederea în mine. Știu că există printre dumneavoastră niște voci, aș putea să le numesc, care spun că eu aș... Mă rog, n-aș vrea să devin conflictul. Dar să știți că este mult mai important ceea ce vreau eu să vă spun. Eu mi-am propus și vreau să nu mă urc într-un tur de fildeș. Eu vreau să rămân un om. Un om normal. Așa, ca voi. Așa, și acum... Primul lucru și prima lege pe care o dau în calitate de președintele vostru, cum ar veni și șeful vostru, este să bag legea de amnistiție și grațiere. Pentru ce să avem aici nevoie de o lege de amnistie și grațiere? Lege de amnistie și grațiere. Asta ne trebuie noi acum. Gura, femei! Voi vreți să moară oamenii în pușcărie? Care pușcărie, handicapacule? Pe care o să le fac eu.
Ce faci, mai ajuns de 20 de secunde la putere și deja ne ameniți cu părna aia? Dar nu vă ameniți. Dacă stați liniștiți în banca voastră, voi nu pățiți nimic, că stați liniștiți. Vezi că putem să ieșim în stradă împotriva ta. Taci din gură, femeie proastă ce ești. Dezvoltă! Păi în ce străzi să ieși tu, fă, dacă încă n-am făcut străzi? Corect. Domnul președinte, mă iertați, dar trebuie să mă duc să mă... Te rog. Mulțumesc. Știți de ce o să mă duc să mă... în tufișuri? Pentru că dacă aș rămâne aici, m-aș... pe mandatul dumneavoastră, domnul președinte. Să trăiți! Of, 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 of. Sunt făcut să devin conducător. Da, de bătut stivuitoare. Dar nu, că nici pentru alea trebuie creier. Pentru că ești prietenul meu, te iert pentru asta. Bă! Ce, mă? Mâncare, bă! Am găsit de mâncare! Ce? Bă, 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 Roberte, fii atent! Vino mai aproape, dai auto în fața mea! De ce? Că ăsta m-a întemergător! Du-te, drecu, de aici, și... Să mă rog, mă.